Restaurantul Casa Veche din Roman este cunoscut de ani de zile ca un loc în care se petrec evenimentele muzicale importante în municipiul nostru. De-a lungul vremii, pe micuța scenă din această locație, au evoluat artiști solo, dar și trupe cu nume importante din showbizul românesc. Direcția 5, bere gratis, Alina Manole, Ioan Ghiuri Pascu sau Pasărea Colibrii sunt doar câteva dintre numele care au concertat la Casa Veche. Pe lângă aceste concerte, inimoșii deținători ai locației au decis să organizeze și un alt tip de eveniment menit să lanseze și alte talente pe lungul și sinuosul drum al succesului. Așa se face că anul acesta, pe 9 septembrie, Casa Veche dă startul celei de-a patra ediții a Vocii Romanului. Acest microfestival a dat șansa unor talente locale să se afirme. Sâmbătă, păi finala din cei ce rămân, cei ce încântă publicul, cei care vor reuși să atragă votul jurului. Juriu ca compus ca și anii trecuți din Doru Alexandru, poate ne onorează și domnul primar ca și anul trecut cu vizita, Aldo Pellegrini, Foghel Cristian de față aici, eu, cine o să mai fie? O să fie mulți, notele de la 1 la 5, vreo 8-10 membri în juriu, așa că transparență totală. Sperăm ca și anii trecuți să avem ceva voci bune, voci, după cum să știi, Larisa Mihăiești a ajuns la vocea, în semifinală mi se pare că la Vocea României, și alții în trupe mari și în străinătate. Deci chiar mă gândesc la o ediție ca și anul trecut, plină cu public, sperăm să aducem public, că e din ce în ce mai greu să aducem public, și o să avem o parte de jurizare chiar din rândul publicului, pe biletul de intrare, pe spate, o să fie un tabelaj, fiecare votează acolo cu cine vrea, se ia în calcul și nota publicului, așa că, dragi concurenți, veniți cu cei cu cât mai mulți susținători, ca să zic așa. Și cam asta este, se știu regulile. Premiile 1000 de lei din partea sponsorului, singurul nostru sponsor, Casa Veche, și mai vedem pentru ceilalți de pe locul 2, mai adunăm, mai facem ceva diplome, dar mai mult este pentru o recunoaștere, pentru o șlefuire a vocilor, pentru a găsi dintre oamenii pe care nu știam, s-a întâmplat și anul trecut, și acum 2 ani, oameni care nu aveau nu erau printre favoriți, sau chiar au câștigat, au ieșit la iveală, voci fantastice, fenomenale, foarte bune. Deschiderea din anul ăsta va fi cu un cântecel de la Diandra Bancu. Diandra Bancu, câștigătoarea de ediții de anul trecut, ea va deschide anul ăsta cu un cântecel frumos, poate două. Ea va fi și în juriu, deși este mică, dar nu contează, asta este tradiția noastră, cine câștigă cu o serie în urmă, anul ăsta e în juriu. Și cam restul se știu, dacă nu se știu, mai intervenim. Câștigătorul nu o să aibă fotografii sau cine știe, ba da, uite, mi-ai dat o idee, o să punem la toți câștigătorii pe un perete, chiar foarte bună idee, o să le punem aici la toată lumea, foarte, foarte fain. Da, toți câștigătorii, cei 5, le vom pune o fotografie cu autograf, bineînțeles, pe peretele aici la The Artist. Mai sunt 2 zile în care să vă înscrieți la Vocea Romanului, nu doar pentru premiul atractiv, ci și pentru o șansă de a arăta ce puteți face pe scenă.